Surie de lângă Mihai Voda, județul Giurgiu. Mai devreme am văzut inscripție că e zona de protecție sanitară. Da, nu prea văd niciun fel de protecție. Pădurea e poluată, râurile sunt pline cu astfel de gunoaie, de deșeuri de plastic, care le duce probabil apa când e o ploaie mai mare. Le duce în canal, în râu. Deci ce fel de protecție sanitară? Apa aceea pe care o extrageți voi din râu conține o grămadă de microplastic care e ars de soare, bătut de vânt, după aceea e băgat în sol și în apă și după aceea ajunge în organismul nostru, în organismele animalelor și ne pun în pericol viața și sănătatea. Doar microplasticul nu se dizolvă. Eu poate să acumulez undeva în rinichi, în ficat, în plămâni și se genereze boli incurabile. Sau foarte greu, foarte scump de tratat. Dacă nu ne pasă, dacă continuăm să aruncăm gunoi așa, sau dacă ajungem în funcții publice, n-avem grijă să-l adunăm, să-l anihilăm gunoiul ăsta. Viitorul nostru arată sumbru, compromis. Cam la fel cum arată bucata asta de pădure. Pestriț, colorat, multe gunoaie, probabil și un pic mai departe de drum tot găsești saci de gunoaie aruncați de irresponsabili. Cauciucuri. Și noi continuăm în neștire și disperare să cumpărăm produse în sticle de unică folosință de plastic, fungi nenumărate, saci de plastic. Și cam așa consumerismul nostru irresponsabil o să ne cam distrugă. Plastic, sticlă spartă. În păduri, în zonă sanitară, pe lângă casă de locuit. Între județele Giurgiu, Ilfov, aproape de capitală. Păduri. Cam n-am întâlnit nicio pădure curată în ultimii ani în jurul capitalei. Cât vine să le îngrădești și nu mai permiți accesul nimănui acolo. Dacă e zonă protejată, protejată fie.